palmieri. Ție ziceam. A, nu filmai? A? Nu filmai? A? Filmai? Nu nimica, ție ziceam. A. Ce vijelie, nici nu se aude nimic, trebuie să pun muzică peste. Ce resorturi să fac aici. Ai văzut ce resorturi să fac acolo? Diamond Beach. Să vedem cum este și aici. Cumpărăm bilete. Yes, we have tickets. Deci îl vede pe soțul acolo și nu-mi dă voie, incredibil. A, trebuie să trecem pe acolo. Hai, Angie! Yeah. Lasă-mă cu brățările. Haide, mami. Peste tot numai brățări. Thank you. Ce să facă? Nu e, stai liniștită. Angie, să nu te apropii. Wow. Te rog eu fără mățâială. Doamne, e prăpastie, efectiv. Super! Prăpastie, prăpastie. Doar niște lemne sunt aici puse.
Deci avem o febră musculară de ieri, de când am fost la Kingling King Beach și am coborât scările. Aici nu sunt scări. Ce tare, dar ne dor picioarele. Și soțul cum merge. Te dor picioarele? Nu? Nu? Vai, zici că sunt telechidată. Da. Zici că suntem telechidați. Au. Deci e incredibil. Eu când m-am trezit nu aveam deloc febră musculară, dar după câteva ore a început să mă doară. Viorel s-a trezit cu febră din start, abia s-a ridicat din pat. Și am zis, eu n-am febră. Super. Măi, ce e frumos, e frumos. Este prăpastie, n-ai voie. N-am mai fost pe aici, ca să știu. Hai să urcăm sus, să vedem priveliștea. Da, îmi place mai mult asta. Dar hai să urcăm, să vedem cum arată. Da. Da, mă. Abia aștept. Abia aștept. Facem poze. Facem și baie. Vai de mine. Ce mă bucur că nu mai sunt scări. Unde, mama? Astea au fost scări? Nu vreau la plaja aia. Am văzut-o. Nu este la fel de fain. Aici vreau. Da. Ia uite mă unde s-a pus femeia. Ia, dar vreau și eu, că aici se poate face, nu e lume la coadă. Hai mă să mă pun și eu. Ia uite. Doamne. Da, iubire, e foarte frumoasă priveliștea de aici. Vino, vino încoa, că iar nu ne mai întoarcem. Bine. Zici că ne întoarcem? De obicei noi când spunem că lasă că facem poze la întoarcere, nu mai apucăm. Deci noi nu mai apucăm. Și i-am spus să nu mai lăsăm niciodată. La întoarcere. Cum spune el. Au, vai de mine! Și măcar nu mi-a mai luat Adidas și că am zis, lasă că... Nu o să mai dăm de scări. Oh. Să vezi la urcare cum ne doare. Ce frumos este aici stânca asta, albă. Iubire, ia uite-te! Măcar fac poze din video. Noi nu apucăm niciodată să facem poze. Hai
place traseul ăsta. Iar vă certați? O treabă de mâna aia. Că e pe margine. Ea vrea să se țină și ea de sfoară. Jale cu ea. Are mai multă personalitate decât are nevoie. Vrea ca ea. S-a răzgândit? Vrea să te asculte? Dar nu înțeleg, frate, în cazul în care îmi necă, măcar mă țin pe care asta. Ia nu, mă țin ea pe mine. Ce frumos se vede nisipul pe scări. Ce? Hai că nu sunt, mai e puțin, iubire. E, nu e îngust. Nu cobor, cum? Dacă vrei să cobor, cobor. Bine, cobor. Pe unde vrei? Ce? Să urcă pe sporții. Acolo e un pic. Nu poți să cobor cu fata. Nu ne grăbește nimeni, mergem încet.
Mergem încet, că nu ne grăbește nimeni. Angi, dar nu te juca. Ține-te bine. Imediat. Cobor eu până acolo, îmi dai mie pe față și o pun jos. Da. Stai și mă. Aici, nu te miști. Da. Ești fetița ascultătoare. Ai înțeles? Dă mânuța. Da. Fetița ascultătoare sunt eu. Nu rămâi aici. Oh my God. Nu știu cum faci. Să-mi iau pe față, la mine. Și s-o dau așa? Da. Ține-te de asta, de aici tu, Nicoleta. Nu, eu sunt lipită de perete. Haide, Angi. Ea râde, n-are nicio treabă. Auto here. Dar de ce n-ai luat-o invers? The same, bye. Hai că a fost ușor. Nu sunt eu de vină. N-am creat eu această insulă minunată. Nu ești de vină, eu sunt de vină, că venim la ele. Știi, le Vin. Dar nu era ăsta, era în piatră. No, thank you. Wow, ce nisip. Din. Ce mai ai aici? Sfori? You can go for yes.
Ia să coboare, să urce cu treaba. Mamă, și noi cu papuci, cum urcăm? Să nu te urci! Să nu te urci! Și eu! Ți-am zis de acasă, nu, e frumos de mers, e bine, sunt trepte, n-ai nicio treabă. Ai văzut de cât panta aia? Ai văzut doar ce ai vrut, atât. Cum coboră acum cu pata? Ia, ține-te oameni, oameni. Ține pata. Tu de ce râzi, Angie? Nu prea e de râs, tu știi? Că mi-e frică, da. De asta râzi? Hai, nu mai împați. Dă mânuța la tati. Dă mânuța la tati, ți-am spus. Nu am un braț, eh? Dar e nimic, dar e nimic. Păi ea o deranjează nisipul, mă. Eu cu pantalonii mei de mătase pe aici. Păi ține-te de mine, că te duci. Telefonul. Mi-am prins și părul. Eu sunt fascinată. Eu când văd așa ceva, sunt fascinată. Superb! E bine? Wow, ce nisip! Ce drăguț! Da, acolo unde este numai nisip. În capăt. Superb! Iar superb! Ia să vedem cum este apa. Ieri a fost rece. Asta este caldă.
Uitați și voi. Superbitate. Superbitate. Așa ceva. Wow. Puțină lume. Vin. Dar valurile care au fost ieri la stânca în formă de dinozaur nu le-am mai văzut niciodată. Angie, îți place aici? Da. E cel mai frumos loc din lume. E cel mai frumos loc din lume? Da, ever. Ever? Da, e cel mai frumos loc din lume, unde știi că se duce până sus? După bețele alea? Nu, eu sunt. Aici nu bate soarele să te poți bronza. Eu acum am realizat. Pentru că în partea aia se vede apa mai turcoaz și am realizat că bate soarele în ea. Deci aici nu te poți bronza. Și eu mă uitam acolo, la stânca aia. Asta nu-ți lobi, lobi, ba! Angelina nu mai țipa. Dacă pică de acolo, iubire. El se sperie repede. Dacă se prăvălesc stâncile alea peste noi. Nu e? E, e. Este. Păi dacă te fac că te sperii, logic că bag frica în tine. Vreți două țigări și noi?
noi n-am făcut baie aici, cadie vântul și n-am mai stat să mai împun costumul de baie, doar Angelina a intrat în apă, iar Fiorel a stat doar pe stâncă. Am făcut poze, ar fi fost și păcat să venim aici și să nu facem poze, măcar pentru mine mi-am făcut. Bine, l-am prins și pe el. Foarte frumos. Vreau să mergem și pe partea cealaltă și spre Arechef. Să văd dacă reușesc să-l conving. Curioasă. Doar acolo a stat, nu s-a mișcat. E jale cu el. Că de ce l-am adus pe aici să se chinuie cu fata, cu funii, cu scări? Dacă unde sunt locuri frumoase, traseul este dificil, ce să fac? M-am jucat cu trepiedul. Super. Nu mai mă satur. Aceleași imagini, aceleași, toate unghiurile. Mergem, iubire? Mergem? Ce-i cu zâmbetul ăsta pe tine? Mergem în partea cealaltă. Cu ce? Nu, că nu e aici, e pe acolo, la cealaltă. Plajă. Nu a durat prea mult să-l combin. Oricum o să mă bălăcărească. Dar nu contează. O să mulțumească când o să vadă pozele, videoclipurile. Pe unde a fost el, pe unde s-a chinuit cu fata și a fost Superman. Superb. Este devenit aici, chiar este devenit. Nu sunt alge, nu văd alge. Bine, sunt niște roci aici. Niște roci aici unde am venit noi, mai aproape de stânci, că în partea cealaltă nu sunt. S-au format așa niște piscinuțe naturale. Deci mâine vrem să mergem la piscine naturale, să vedem cum sunt formate. Asta e propus de astăzi. Noi de obicei nu avem un itinerariu stabilit. Noi la cafeluță dimineața alegem ce putem să vedem din jurul cazării noastre sau la o oră. Gata, ne pregătim. Super, mi-a plăcut tare mult. Nici nu știu să vă spun care mi s-a părut mai frumoasă dintre Diamond Beach și Kingling King Beach. Ce zâmbet îmi dă. Nu știu dacă este ironic sau sincer. Dar cred că e mai mult ironic. Așa. Și nu-mi dau seama care din cele două. Puteți să scrieți în comentarii care v-a plăcut vouă mai mult. Nu mă pot decide. Acolo au fost valurile alea așa, ceva nemai văzut. Și aici sunt frumoase stâncile. Bine, eu le-am văzut și pe internet, dar acum le văd în realitate. Este diferită senzația
să le vezi pe internet față de să le vezi în realitate. Iubire, iubire, să plecăm. Angie! Dacă mai pot să mai am de la fetița asta, se joacă cu o fetiță. Parcă mă simt un pic mai bine la picioare. Da. Am auzit tot, n-am auzit nimic. Nu se aude de la valuri. Cum cheamă pe fetiță? Ai întrebat-o? Ele de-abia acum au făcut cunoștință. S-au jucat? De-abia acum au făcut cunoștință. Hai să vă facem! Spune-i la revedere, fetiței! Bye! Vă arăt dincolo cum arată. Piciorușele Angelinei. Și o dronă. M-a filmat pe mine, era deasupra capului meu. Țopăiam, băceam cu mâna. Iorel râdea de mine. Ce poze fac fetele. Eu nu mă pricep să fac poze așa estetice. Angelina, dar de ce țipe așa? Am filmat cum ai căzut. Hai că te spală mami, da? Uite-te la mine. Să te scut. Uite-te la mulița. Da, da, am fost curată. Ai fost curat, acum mulița. Nu mai ești. Sunt foarte curios dacă de acolo de unde se spală ele până ajung la mine, dacă o să mai pice jos odată. Sunt foarte curios de lucrul ăsta. Că de obicei Angie mai pică, în 5-6 metri trebuie să mai pici odată. Ea cam asta face de fiecare dată. Ia să zânele din spuma mării. Amândouă frumos așa. Și acum sunt curios dacă mai pică jos. Te-ai udat? Da. Ia, dă mânuța. Acum e coborârea pe cealaltă parte a plajei. Viorel este foarte supărat pe mine că mi-am făcut niște poze pe o prăpastie și el s-a speriat și e supărat pe mine că de ce am vrut să fac acolo. Domnul, e o maimuță de asta rapid, ce ai grijă de fată. Da.
Deci au ieșit bombă pozele. Deci n-am poze mai frumoase ca cele pe care mi le-a făcut. Stai liniștită, te-am mami în brațe, dacă vrei, uite. Ești în regulă acum? Zici că tu ești o maimuțică, ia, sunt. Stai. Mama. Tu ești maimuțică. Ai dat să-l maimuțelele. Da? Sunt maimuțelele, dar mami te protejează, are grijă de tine. Dar eu vreau să mă ții toată ziua. Toată în ziua? Brațe. Da, acum. E micuță maimuța asta. Ia uite. Ia uite cum face. Pierre, t'as pas vu le singe? T'as pas vu le singe? Ah, il est là. Ia uite cum face. E disperată. Alte maimuțe. Angelina, taci din gură. Ne-a povestit o rusoaică cum a atacat-o niște maimuțe. S-a dus la spital. Efectiv, au venit spre ea, la picioarele ei. Pare dubioasă plaja asta. Ce fel de plajă e asta? Este plină de roci, de pietre, de bolovani, de... Acolo pescuiește cineva. Mult mai frumos a fost pe partea cealaltă. Exact unde ne-am chinuit mai mult să ajungem la ea. Mai am memorie în telefon 26 de minute. Trebuie să fac curățenie. Să le mut, am o grămadă de videoclipuri. Da, aici nu e cine știe ce iubire. Păi și mai coborâm sau urcăm înapoi? Dar unde e chestia aia rotundă în stâncă? Nu știu de bine acolo. Aici sunt doar cruce. Nu vreau să cobor până la jos degeaba și după aceea să ieși că nu e nimic să ne întoarcem înapoi sus. Păi nu, că... Păi coborâm sau nu te întreb? Nu mergem să bem ceva? Aici e foarte scump. Aici trebuie sus. De unde știi? Parcă nu știi. Stai. Deci aici sunt doar rocile astea, atât. Și oare pe partea asta așa mai e ceva? Ia stai să mă uit. Sunt doar roci, atât. Ah, acolo era frumos. A, asta atâta e. E atâta, e aici nu e ceva decât bucata asta, deci acolo. Da. Atâta e. Nu are rost să mai coborâm. Nu vreau să se vezi, nu? Nu. Nu e pe gustul meu.
Deja m-am învățat cu locuri frumoase. Foarte frumoase. Nu-ți dai seama unde se termină apa și unde începe cerul. Și uite-te și tu. Deci nu-ți dai seama.